v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Alex mai micuț, adică Cristi, și astăzi vom deschide 40 de cutii. O să deschidem 40 de cutii și să vedem dacă îi luăm o legendară la... Dacă luăm o legendară fratelui meu, ar fi foarte fain să luăm o legendară, dar nu știu ce să zic. Mi-a zis că eu l-am deschis foarte, foarte multe cutii și nu i-au picat nimic. Și a zis că hai să le deschid eu, că poate, poate pică ceva. Nu pică nimic încă, dar cine știe. V-a spus că dacă nu pică nimic, să iau și cum, cutia asta galbenă mare cu 60 de gemuri. 10 lei, nu. Săracul n-are 10 lei. Hai să, n-o să zic nimic, ok? N-o să mai iau de el pentru că mă bate după și nu-i bine. Hai să vedem, deci. Ok, Gene. Pardon, cred că Gene se citește, nu știu sigur, dar să zicem Gene. Ceva chestie roșie, ca și un bilet. Nu știu ce e, dar... astea am înțeles că-s bune. S-s bune emeraldele alea. Ok. Ok, Frankenstein. Foarte, foarte bine. Și eu zic că dacă îi pică puncte pe fata aia roșcovană, e foarte bine. Așa că hai să vedem ce pică. Totuși, sper să iau o legendară, pentru că zic că dacă îi iau o legendară, îmi cumpără o figurină din Fortnite. Mai multe bilete din alea roșii. Ok, mai multe bilete roșii. Și fata e roșcovană. Oho, mai multă fata roșcovană. Și iar o emeraldă. Este... Da, ce cu biletele alea roșii? Poate o să-mi explice și el cândva. Și se pare că la din ăla văd că tot apare pe aici, dar nu știu de ce. Ok, bilete, multe, multe bilete. Încarcă deodată. Mai multe bilete. O legendară vreau. Vreau să-l fac pe fratele meu fericit. O legendară. Te rog, jocule. O legendară. Iar un bilet roșu. Vreau legendare, nu bilete roșii. Și nici emeralde legendare. Cât de multe. Toate legendarele să vină la mine. Toate legendarele să vină la mine. Ok, măcar fata roșcovană. A zis că e bună și aia. Nu știu de ce îi place, că e pitică, dar o zic că e bună și aia. Ok, ceva chestii albastre. Și cred că asta ar fi ultima. Nimic. Hai să vedem. Fata asta roșcovană văd că e aproape. Ok. Hai să vedem. Ce o să pice? Ok, ok. Și... Wow! Mai multe bilete, dar nu a picat nimic. Nu o să fie foarte fericit, dar totuși eu măcar le-am deschis. Am făcut ce a zis el. Acum am datorează un suc. Am înțeles. Hai să-i dăm atunci. Să fie treaba, treaba. Acum trebuie să avem grijă să dăm dodger ca lumea. Să nu mare pe porc. Ia uite. Eu o să prind poții amici. Bun, eu o să susțin pe Hell să nu moară. Dar bine, faza că trebuie să dăm cât de mult în el. Păi acum, la început gen putem, dar până vine aia șobola nimic. După aceea trebuie să mă duc să-i plimb eu. Știi că vin și rachetele după tine, da? Păi știu. Păi de-aia are movement mare. Da, exact. Ia uite rachetele! Racheturile! Nebunile! Rachetele nebunile! Gata, calmești! Lasă și power, am și uitat că lasă power, bă. Am uitat de partea asta. Păi ar trebui să le... Hello, cred că. Nu neapărat. Tu. Eu zic că tu. Da, da, că deci îi lăsăm power-up-ul lui șmenul. Adevărat. Ok. Uite, vezi că ți-a crescut kill-ul pe hit. Nu, tot 30 am heal pe, heal pe hit. Da? Da. Hai să mai facem multe să vedem. O, mă, pistolere! Mă, ce bag pistolerul la Hendra. Stai eu. Crește viața la totem. O, păi și-aia e bine. Și automat și heal-ul. Crește și se bate la pistolero. Da, genial pistolero. Și damage-ul crește și bine, eu nimerez mai mult decât tine. Ia tu power-up-ul. Dar vezi un număr că pierzi, să știi. M-am prins. Bun. Ăla-i? Hai că-l țin eu pe Gusti. Bun. Băga-mi așa în rachetă, normal. Vedeți că începe, nebunia. După asta tot vin boții, că mai atât de chestia. Ia și tu power-up-uri. Hai că mai dau și o bucăță. Aolo, ia șmenule tot pe tot, știu ce zic. Ok. Da, îl bat, e lejer și pe ăsta.
Ei, bă, gamea, cum am dus. Yo, bă, cât sunt aici, bă, gata. Dai cu fuga, dai cu fuga. O, șatra. I-am dat cu fuga. Încă 10 secunde și reînviu. Drache. Baga. L-a distrus. 5 secunde. Dacă era ceva, luam, da. Nu, era să... Îți faci shield-ul. La Evan, să mă refer. Hai că dau acum disarm ucii. Hai, dai. Deci tu-i bine să mai mor din când în când. Ar fi bine într-un minut. Teoretic. Băgați mai încolo așa n-o să fie bine deloc. Ia power up. Păi, era cam în foc, nu știu cum să zic. Știu. Bun. Furi, aoleo. Oh, shit. Aoleo. A început cepele să vină. Urăși ceapa. Alea, ceapa și pistolerul aia e cea mai nașpa. Pistolerist nașpa dacă sunt mai mulți. Le-am luat pe toate în mine, nu știu cum să vă zic. E normal, bă, că e multă, gen, e grasă. Am căpăt. Am tirat cu Blushman. No! Shit. Na, păi nu e chiar atât de greu. Stai că e insane-ul, nu? Chiar dacă e insane-ul. Nu vreau să mor, lasă-mă, Gusti, am plecat. Hai că am tras racheta. Pierdeam power-ul acolo, dacă mă acolo. Da, unde-s fătărăi, mă, să bat și eu ceva. Help me, cătă. Dai cu spatele și mai dai. Oh, nu, ai, gata, după noi. Gata, a început distracția. După asta e gold, nu? Nu, că aici nu e. Stai, nu, astăzi mai încolo. Aici nu e, e la următorul insane. La pistolerul. Uite cum vine și ceapă, bă, cum a murit acolo, trecear familia. S-a dat-o? Da. Doar cum l-am bătut, gata. Perfect, bine, bă, băie. Ăla-i, frate, ăla-i. A fost așa grabă. Și la insane acum. Stai că, urmează insane 1. Insane 2, nu 1. A, da. Uite, am făcut 140 tocane, adică o cutie. Și aproape pe încă jumătate de cutie. Ăla-i. Da. 2300, hai că. Au ajuns la cel mai mult insane 6 parcă sau 7. Nu? Pe noi facem insane 9. Dacă facem insane 8, e gata. 7 să te facem. Hai să vedem dacă trecem de insane 2. Câtă viață are? Multă. Crește cu 10.000, da, fiecare sau 100.000, nu mai știu. 100.000. Deci tot așa și menule, iei tu tot power up-ul. A, deci vreți să le iau eu pe tot, am înțeles. Băi, bine să luăm. Pe toate să le iei tu. Eu zic să-i crească viața de pe totem și... Ca să reziste totemul la mai mult de două loviture. Ia uite, rachetă. M-a trimis racheta aia. Uite, vezi, deja vin și pistolerii mai rapid. Hai că trebuie să încep să mă duc să-i bat pe ăștia. Două mine. What the fuck? Hai că deja i-am dat 100 de mii damage. Da, totuși. Mi-aș da și ultimul, dar e... Ideea să batim cât mai rapid acum la el până nu ia razna. Bă, racheta! N-ați văzut. Da, dar totuși. Ba, am văzut-o, dar... Pe vezi, ea trebuie să mă duc eu din mea de aici. Și că să vină rachetele după tine, măcar. Ideea. Ai văzut? Bam. Plus boss ăștia mici. Și uite, deja bagă, fratele. 3 rachete ieșim, bă. Bam. 4. What the fuck? A început deja să dea câte 4-5 rachete. Vă trimite una după... Una după alta. Am luat o razna. Ei. Domnul rachetă. Hai că le pe mine, tu te să-ți refaci viața dacă... Exact oricum să refaci rapid. Nu-i nevoie multa. Hai că bat ăștia. Pistolero. Mă, să-i bag unul ăsta. Așa. Bun. Da, deci o fă o idee bună să fac pe Pam. Da, yep. Păi grasa e bună la timpul genială. Și la solo e genială grasa. Mai da, ales maxată. Nu. Aolo. Depinde de mapă. E grasa, mi se pare unul dintre cei mai buni brawler din joc. Păi este, doar că nu prea ai jucat, gen. Salutare, domnul. Aolo, cum a început să dea cu rachetele. Furios, într-un minut jumate, fiți atenți. Hai că le dă după mine acum. Bă, cât timp nu te nimerez rachetele, e ok. Eu. Hai, cum ce bun nebunia. Așa. Și eu bagă veri cu hâț. Gata, am înțeles ce șmicher, gata, lasă-mă. Vezi că o să las pe tine momentan să-mi fac heal-ul, că îmi era să mă duc pe Nisake. Un minut și își începe nebunia cu Furios. Am da, prea rapid, da, prea Furios. Îl merg cu Dacia, tu mergi pe jos. Hai ce? Ai văzut Dacia aia modificată din... Nu. No. Ci că era Dacia, păi? Hai că merge minutili. Merge, da.
Gata! Bagă în health, dacă îl călărești pe health. Nu, mersi. Văzut am, eu m-am dus să mai fac un pic din heal că... Hai să vezi, mă, când sparge cu laserul direct alea, cum le zice. Vezi că a picat power. Chestii am văzut, am văzut, pe am deja power 7. E bine, bagă șapa. Cât mai mult. Încerc. Dar sigur nu-ți crește și heal-ul ăla pe hit? Nu. No. Nu, tot 30. Ar fi fost mult prea OP să fi crescut și ăla, păi așa? Păi tot 30, uite, vezi? Că tu primești, practic. Da. Ia uite. 5 secunde începe nebunia. Uleu, șmenule! Opa, ia. Încerc. Acum, nenea. M-am dus. Eu am murit, am pierdut un power. Ce pe da, faza e că... Nu, că nu m-au atins. Nu, că imediat mor și eu. Să nu crăpi. Concentrare, mă. Ai rachetele. Mamă, e rage. Într-un minut și 20 de secunde. Acolo o să fie nebunia. Păi, dar uite-te deja cum dă cu rachetele alea, frate. Deci n-ai cum să dai duș la alea. Holy shit. Hai că vin șobolani ăștia mici. Nu, m-am dus. Dezastru. E super, nu super dubios. Nu ți-a power pe jos, nu? Că ai murit. Păi nu. Nu da, trebuie să duci power. Aolo. Păi hai că ar trebui să-l batem într-un minut. Revin și eu imediat și bag în el cât de tare pot. Să stea careva lângă el. Da, o să fie greu, aia. Trag în tine de ceapă, dispari. Mamă, și rachete și începe și boș și direct. E bine că ești invulnerabil acum. Nu am apucat să mă car. Păi da, de aia am încercat să... Hai că mă duc eu. Ia tu ăla. Ia. Are range-ul ăla foarte mare. Aia e problema. 3 secunde și revin. Să nu crăpe acum. Nu, am crăpat. Da. Eu s-am viață și vine moștii de ăștia roși. Are... Roși? Nu, dar roși. Asta e dubios, ai văzut că are un range foarte mare și nu te poți feri. Hai că încerc să-l trag aici. Nu, am murit. Ai văzut? Fugi, încă 3 secunde, că încă 3 secunde. Nu, că nu mă are în 3 secunde. Cam ultimat oricum dacă e. Ideea e că încerc să mă miști de aici. În 5 secunde începe nebunia ca lumea. Bă, eu încerc să dau în el cât de tare pot. Încerc să elimin box și așa. Nu, smort. Uai, ce aproape eram. Nu sparți pe mine. Mamă, e în rage. Uai, nu. Ăla e, fug. Nu, n-avem cum să ne batem de aici. Bă, dar nu poți să fugi de el, nu poți să fugi de el. Gata. Na, m-a prins pistolerul. Nu, am zis, cum vrei să fug de el? Am modul ăla, băgați aici și bani. Am murit acolo părând toți și... Da, a fost așa. Da. Trebuie să încerc să stau cât mai departe, gen, să atrag boșii amici. 99 din 100 de tokene, pe bune? Eu am 82. Să fie cumva. Da, nu uita să apăsați și pe butonul de like-ul, domnilor, să facem și noi 4 like-uri. Da. 4 like-uri? 4 like-uri și vreau 3 follow-uri pe Instagram, vreau. 3 follow-uri. Da. Dați-i follow-ul Cătă pe Instagram, la Gabriel Anderlein Constantin. Și la blue.man și la Cătă.fit. Bun, cred că trebuie să vă scot din conferință, ce? Dar știi, când ai zis tu din Instagram, am dat și eu pe filmarea aia cu Instagram. Aha. Hai șmenule, să-i dăm acum cât mai mult damage. Eu încerc, hai că mă bag în el, ia. Da, pe începutul ăsta. Nu neapărat să te bagi în el. Important. Păi... Domination, băga mea-și domination. O, mă lasă totem în pana mea. Băgați-aș rachetele. Hai că încerc să-i bapă ăștia mici. Hai să-l duce, să ai luat un power. Acum au dat încă un power up. L-am luat un power. Bun. Și-am luat unul. Nu știu dacă e ok să strâng numai un power point. Păi să strângă fiecare powerpoints. Adevărat, care cum apucă. Exact. Da? Păi atunci am dus să stau lângă el. Când răhățește cât e una din asta. Răhățește. Bă, măcar lasă, știi. Avalo. 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 Hai că i-am dat 100. Hai că am luat rachetele după mine acum. Hai că, bă, am început bine, adică deja i-am dat 25%. Nu. Mamă, credeam că dă rachete. Dacă dădea rachete acolo și menule era groasă. Putea să dea. Ia uite-l. Ia tu power-ul ăla. Stai un pic. Am mers să bat pistolerul. Eu am dat ăla ca să iei tu HP, dar nu mai contează. Păi, dar trebuie să mă să bat pistolerul, băi. Păi Shelly, dacă aveai mai bani era forță. Păi atunci iau Shelly următoarea dată. Da, dar păi ai 2 power pe ea. Am power 6, mă, și pe ăsta am 7. Da, e. Opa, 2 pistolere aici. Dacă vrei joc, crow.
Eu trupez, da, sincer. Four, da, păi dă crow la da, damage. Se pune pasiva aia de damage reduction, gestul la asta. Wow. Poate ceva. Păi bine, noi trebuie să-l batem pe ăsta, nu trebuie să reziști tu să... Nu știu ce. Da. Nu mă, că... Și vă văd cu reducerea de 10%. Nu cred. Știți. Ba da. Testăm dacă vrei. Oricum mă-i deja ba. Că tu cu practic... Aole. Hai că... Este aia e cam foarte puțin HP pe el și mor din două hituri. Păi asta aia e manevra. Fucking shit. Aici. Ia tu și mene. O să-l iau, dar stai să-mi revină că pe mine mă cam nimerește cu alea. Eu... Hai că eu bat cepe și din astea pe aici. Încă-s supărat pe chestia asta, știi că... Trebuie să vin și eu să mai dau câteva bucăți și să plec. Cuburile astea nu sunt cuburi. Că după ce să mă prindă? Dai. Încerc, îi dau, poftim. Prinde-l acolo. Bă, eu am pistolerul ăsta. Poți să-l da, la... Hai că la 40%. Stai un pic. Ia-ți heal, ia-ți heal. Gata, l-am spărgat urmă de net. Bun. Dar parcă mi-a redus damage-ul, dacă, sau mi se pare mie. No, se pare. Nu, se pare. Bă, prea multe rachete, bă, gămești bani în ele. Hai că le-am luat eu. Mamă, vedeți că se face furios și au început și țepele să vină. Da, dar e 30%, ar trebui să-l batem acum. Da, că data trecută a fost mai mult. Yep. Aole, nenea, lasă-mă, nenea. Hai că mă în direcția lui acum. Ok. Uai, da. Oh, mă, dar ce s-a dus în cealaltă parte a mapei. Aia e, ce să faci? What? Lol. Să nu-l lăsăm să intre în engage mode, că... Am dat cap în cap cu el. Da, în engage mode. Mamă, uite cum e cu rachetele alea. Fuck. Nu, sunt mort. Salvez, bușmeni. Da, ce să salvezi? Și-a murit. Fugi. Dă, e acolo cât de tare poți. Aoleu, nenea... Eu îi dau pe fugă. Exact. Aoleu, nenea... Aoleu, nenea X3... Aoleu, nenea X4... 4 la rând! Aoleu... 5! Hai că am apărut eu. Ce vorbești, mă? Dar eu asta trebuie să fac acum, să fug de ăștia. Să vă păzesc pe voi. Cam hai, e tot era un power-up. Era un power-up jos. Shit. Dacă-l vreți. Nu. Rachete după mine și ăsta. Nu, știi care e faza? Trebuie să iei o lovitură. Acum m-am prins. Trebuie să iei o lovitură să te duci în cealaltă parte. Yep. Oh, sau să mergi cât mai departe de el. Că t-ai luat-o power-up ăla? Da. Ei, bețaș. Bă, ce? Dacă în 20 de secunde nu-l batem, ne-am cam dus. Hai că în 2 secunde vin eu. Cam da. 17%. Data trecută mi-am bătut la 15%. Da, știu. Hai că încerc să fug iar de aici. Cât mai până nu vine către așa. Noi. Ha? Voi trebuie să-i dați pe mufă. E aici asta. Timpul în care eu iau rachete. Da, dar faza e că eu îmi cam iau de la ceapă. Nu. Nu, ne-am dus pe... Ați murit iar? Mor și eu imediat, că nu pot să scap de el. Hai că trebuie să fug acum iar. Fuș. Uai, dar cum dă cu rachetele acum? Hai să vezi cum e mai încolo, ăsta e nimic. Este că se mișcă și el super mega repede, ia uite-l. Ei, ho. O trecut pântre tine alea. Da. Într-un fel sau altul. 3, 2, 1, am apărut și eu. E bine. Ai venit cred că putem. Bătaie. Revin și eu. Stați aici că-l țin eu. Uite mare, frate rău. Am murit iară, băga mea. Apoi nici eu nu mai rezist mult, fii atent. Că tătuiești speranța. Oh, shit. Tu vezi că el împarte din alea pe toată mapa? Da. Da uite, bă. Unde sunt, mă, după cumva tine ăsta la mine ca la povore și ea. Da uite, bă. 10%. Hai că iau și ele acum. Hai, data viitoare ies mai bine. Cam atât ar fi și acest episod. Sper că v-a plăcut. Din păcate, după cum au zis la începutul episodului, din 41, cred că, de Brawl Box-uri și un Mega Box, nu a picat nimic, însă încă 17 puncte și o fac pe Jesse de Power 9. Ceea ce o să fie super, super tare, următorul Brawler maxat. Însă, noi o să încheiem aici, sper că v-a plăcut. Nu uitați că în descriere aveți Instagramul meu, blue.man. Să lăsați și acolo un mare, mare follow. Sunt destul de activ în ultima perioadă și pe acolo îmi răspund mereu la întrebări. Dacă aveți vreun chest opening, vreun box opening, tot acolo mă puteți contacta. Și pe lângă asta, acesta ar fi clubul pe LGL pentru cei care o să mă întrebați. Oricum, noi ne oprim aici, sper că v-a plăcut. Am reușit să facem și insane-ul pe acest episod la boss fight alături de Heldrak și Cătă. Poate în următorul episod o să vedeți și voi un insane 2-3, cine știe. Noi ne revedem data viitoare, până atunci, azi voi, am fost și toate cele bune, la revedere!